Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Marusica, la voi arde casa, arde casa. Eu când am auzit, nu știam și fac, mai dezbrac, mă îmbrac, nu putem spun. Maria Mârza, din satul Ustie, Glodeni, își amintește cu lacrimi ziua când a aflat că locuința ei arde ca o torță. Tremuram, stres am avut. Și am leșinat, doctorul era un doctor și a venit și m-a udat el cu apă, mi-a venit în șire. Din gospodăria femeii nu a mai rămas mare lucru. Doar pereții negri de funingină mai vorbesc că în acel loc cândva au trăit oameni. Doamne ferește! Ce stare! Și a fost casă și mare. Totul erau covioare. Totul a fost frumos, curat, bine. Acum ai strășnișii care nu mai există pe fața pământului, așa ca să trăiești. Maria crede că nenorocirea care a lăsat-o pe drumuri nu a fost întâmplătoare. Femeia a aflat că, de fapt, casa ei a fost incendiată de 4 copii din sat. 3 din clasa 2, dar unul din clasa 7. Și tot lumea mă trimite, du-te la biserie, du-te și de slujbe, dar eu mă gândesc, nu mă duc să dau slujbe. Ce se întâmplă acum cu Maria Mârza, femeia care a rămas fără casă? De ce ea este convinsă că niște școlari i-au dat foc la locuință? Care ar fi fost motivele copiilor și ce spun părinții acestora despre incendiu, dar și ce șanse are femeia să fie despăgubită? Pe toate le aflați astăzi. Maria Mârza se afla la muncă, la Bălți, atunci când vecinii din sat au anunțat-o că locuința ei a fost cuprinsă de flăcări. Alarmată, ea a pornit imediat spre Ustia. Ce s-a întâmplat mai departe, ne spune chiar ea. Maria Mârza a venit astăzi în platoul nostru să-și spună durerea. Haideți să încurajăm. Eu vreau să vă întreb mai întâi, atunci când ați ajuns la Ustia, ce ați văzut? Incendiul deja era stins? Nu, încă lucrau băieți, toți erau... Pompieri. Da, pompierii erau nicăchei, erau tare obosiți. Ei tare s-au stăruit, dar nu s-au prinit că târziu... Ați reușit ceva să salvați din casă? Nu. Să scoateți? Eu eram bucuroasă că pompierii au scăpat vii, că acolo tare șiferul zbura și aveam grijă să nu se... Deci n-ați putut nici măcar să vă apropiați de locuință. Nu, că tare zburau și ei sărași băieți, lucrau și schinuieu, dar nimic, ei au scăpat vii și eu am văzut că de-am gata, n-avem și scăpa. Eu am pierdut cunoștință, acolo taman era un doctor și m-au ajutat acolo. De ce ați pierdut cunoștință? Când am văzut că așa, n-am putut, asta șoc. Eram tare șocată și... Le-ați spus colegilor mei că din ziua incendiului ați rămas practic pe drumuri. Unde stați acum? În chirie, acolo cu mămica, am luat pe mama. Mama nu știe. În chirie stați? Unde stați? La Bălți, că eu acolo lucrez. Și... La Bălți? N-am să o lăs pe mama. Dar ce închiriați, ca să înțeleg? O comișică, închiriem. O cameră? Da. Mama vrea acasă, vadă căsuța ei. Colegii mei au realizat un subiect despre dumneavoastră. Haideți să vă cunoaștem mai bine. Atenție. La cei 57 de ani, Maria Mârza spune că a pierdut șirul marilor greutăți pe care le-a înfruntat. Un sfert de secol, femeia a trăit în căsnicie cu un bărbat care i-ar fi adus doar necazuri. Era violent și nu mai scotea din bătăi, mărturisește Maria. Ei nu au avut copii. El era de-am cu băut și cam de-am alăpucat bielcaș. Și am văzut de câți m-au ușit, mi-a ratat toporul zburat deasupra capul, m-a ghenit foc din sat. Și soțul a găsit altă și eu mai fost lucrurile mele, tot mi-a luat, a ieșit fără nimic. După ce a divorțat, Maria s-a mutat cu mama ei în casa părintească. N-am rămas de la soț fără casă și fără masă și măcar aici să-i întreagă, leac sufletul să mă recunesc. Maria zice că până la incendiu făcea naveta Bălți-Ustia de 2-3 ori pe săptămână. De mulți ani ea lucrează la o uzină de producere a uleiului de floarea soarelui din Bălți. Toată viața am lucrat, în decret n-am fost copii, să mă hodinesc, eu nu m-am mai hodinit. Ce detalii surprinzătoare povestește unul dintre minorii care ar fi provocat incendiul în casa Mariei Mârza? Cine ar fi intrat pe ascuns în locuința cu puțin timp înainte ca aceasta să ardă? Aflați în curând! Doamna Maria, dar spuneți-mi, vă rog, unde se afla mama dumneavoastră atunci când s-a produs incendiul? Era la bolniță, e tare bolnavă.
Deci mama dumneavoastră se afla la spital în acel moment. Da. Cât timp a stat casa fără locatari, fără mama? Undeva fără aproape o lună, noi nu ne-am dus acolo. Deci doar o lună? Dar noi mergem. Nu ați părăsit-o pe foarte mult? Nu, noi mergem acolo, facem curățeni, doar vecinii știu astea. Când sună o neam de-a nostru că la voi arde casa. Eu, Doamne ferești, și m-am mai speriat. Dar este adevărat că și acum tăinuiți de mama dumneavoastră că a ars casa? Nu i-ați spus că a ars casa? N-am Nici spus. Acum? Nu, că noi ne temem că e tare bolnavă. Și zic că nici nu știu cum să e vrea acasă și vrea la căsuța ei și să mă scotez din căsuța mie. Ia că, dragă mami, eu tot am cumpărat de moarte. Totul era acolo și luau toți ei. Câți ani are mama dumneavoastră? Leduri și șervete și tot. 80. 80 de ani? Crezut. Mulți înainte pentru ea. Vreau să vă întreb, dar câți ani au trecut deja de la incendiu? 3 ani și o leac. Și ce îi spuneți în acești 3 ani? De ce nu vă întoarceți acasă? Ceva e cunoaște, dar eu mă tem să-i spun că e tare bolnavă și strujească tare cu nervi. V-ați gândit să reparați casa? Să ne ducem, să ne ducem. Ne-am gândit, dar când ne-am uitat acolo, nu e o lăcuță așa ea, dar e de mai strașnic tare. Haideți să vedem ce a rămas din casa dumneavoastră. Atenție! Uitați-vă în ce stare ei ne-au lăsat pe noi acum la bătrâneți, într-așa greutăți mari. Eu nu pot să rezist așa ceva. Nu pot să rezist așa strășnicie. Uitați-vă dumneavoastră ce a rămas din casă. Oi, veniți în coș, vă uitați. Nu vă închipuiți ce era de bine aici. Asta vă pșit. Aici o sta divanul. Dincoace cresle era, acolo era garderobul, toate pierni pe garderob, dincoace garderob cu pierni. Aici era garderob, aici era pat, aici tumbuci și zercolul ăsta, trimo, aici era o covior, totul era o covioare, totul a fost frumos, curat, bine. Acum ai strășnișii care nu mai există pe fața pământului, așa casă trăiești. Aici a fost casă și mare. Ia ca masa așa să de, toți ia ca aici au fost praniși. Totul a fost frumos, ia ca este în telefon. Așa a fost bine și acum și eu să văd aici. Cum să trăim noi într-așa casă, oameni buni? Cum ați făcut voi așa? Și copiii creșteți? Podul riscă să cadă. Da. Așa a fost frumos, un pod pe zacază, au venit și au mușit aici oameni. Uitați-vă, cu deșeala, cu lemnatul, cu tot frumos. Și nu mai are și de mai remonta și nu mai poți remonta să mai trăiești. Deci puterea nu-i, asta trebuie de casă, din nou de făcut. Tot e așa, e atât așa, tot e, tot e ars. Cum atâta muncă și atâta sfășeți voi așa prostologii din căsuța, a? Noi așa ne-am chinuit cu sudoarea noastră și părinții ne pentru și încă ghinic s-au prostat fotografiile astea. Îmi pare rău pentru experiența pe care o aveți, dar cel mai mult îmi pare rău că deja de 3 ani cumva sunteți într-o capcană. Nici acasă nu vă puteți întoarce, nici mamei nu puteți spune adevărul și nici situația nu o puteți rezolva, pentru că dacă este așa cum bănuiți dumneavoastră și situația sau incendiu a avut loc din motivul pe care îl declarați, cam sunteți în situația că nu prea puteți să faceți nimic. Și îmi pare foarte rău și cred că una din cele mai grele stări atunci când nu poți rezolva nimic și nu poți face să iei o decizie și să faci ceva pentru a ieși din această situație. Maria, le-ați spus colegilor mei că incendiul nu a fost întâmplător. Nu întâmplător. Că gospodăria dumneavoastră a fost... Și la sarai a dat foc. Așa, deci da, ars, ardeș, nu doar casă. Ardeș așa era mai departe și oricum. Când lumea spune, ia că tăi, numai și-o fugit de aici. O dat foc și-o fugit. Cine anume? Băiței ăștia. Câți? Au fost la o familie doi, de gem, ori, nu știu cum, de gem, nicum, la, băiței la o familie și unul de la altă familie. Cât de tot erau? De la 3 familii au fost. Patru copii. Patru copii. Și dacă pe urmă zici că aici s-au dus la școala 20 și aici mai mari din clasa 7, i-au bătut pe ăștia și le-au dat 50 de lei și le spune... Să spuneți că eu n-am fost. Când dar cum ați aflat despre părinții, asta? Părinții, noi am chemat părinții. La băiței nu, cum ați aflat în general că, uite, casa a fost incendiată? Am fost să vorbim cu părinții la copiii ăștia.
părinți au venit. Iată, ars casa. Da. Da? A început lumea să vorbească prin sat? Sau de unde ați aflat că a fost incendiată și de cine anume? Sau lumea unde acolo i-a văzut. Ziua mare asta a fost. Ziua mare. Deci vecinii v-au spus vecinii că i-au văzut. Vecinii, numai și-au fost. Dar până atunci îi vedeau vecinii că veneau? Sau ei, așa cum au venit, deodată au dat foc la casă? Deci că ei mi-i îmblau pe drumul și tot pândeau, nu știu, dar lumea nu știu ce pândesc ei. Mm-hmm. Tot pândeau, vreau să intre. Dar voi ați avut ceva cu aceste familii, cu acești copii? Nici nu știu, nici nu i-am văzut în ochii ei. Nu avem, dar la altă lume și eu aveau. La câte case au fost și au făcut trăsnei? Și numai la noi, înainte de noi au făcut trăsnei. Au fost în casă și au făcut, au dat foc, dar au avut noroc, au vărsat gheli și pe covioare, au vărsat gheli și, nu, și apă au vărsat. Și s-au stâns, au pus în mijloc tot cum a făcut focul, cum o s-a aprins. S-a pregătit și a făcut tot și a dat foc și a fugit din casă. Deci copiii ăștia, alte motive nu au avut, adică nu v-ați certat cu ei, nu i-ați supărat cu nimic. Dar uitați, câte case au fost, la care au furat din casă, la care la magazin au stricat ușa și au intrat și au scos product și au ascuns, nu știu, la șine într-o mașină, au stricat la poartă. Cât de mici copii, știți? Acela unul era cel mai mare care merge cu dâns în clasa 7, am ui clasa 10. Da, ei lanți erau clasa 2, am ui clasa 5. Clasa 2? Da. Copilași. Și așa se fac pozni, stai fotografiile, stai în casă, se rup tot așa e, prin grădini, o scos -o. Când a intrat de mie, o colegă, eu a fost, Ada, eu bă, la părinții ei când a intrat, a venit să fac praznic. Când a intrat în o gradă, o leșinat și așa e, săraca bolnavă. Și a spus, uitați și se faci și. Și ei, știu, câteva zile s-au dus la noi și au dat foc la casă. Că, Doamne ferește, cu mamele lor nu suntem tot să vorbească, să zic ceva. Îmi este frică să ascult ceea ce spuneți dumneavoastră, Doamne pentru ferește. Că la așa o vârstă fragedă să comiți așa infracțiune. Doamne, hai să fim serioși, ce o să crească din acești copii? Ce aport o să aducă ei societății noastre? Cum o să fie mai departe? Cred că trebuie să existe o pedeapsă, pentru că nu mi-aș dori nici într-un caz să... trăiesc în acea localitate, pentru că ei țin în suspansă și în frică tot satul. Nu știu cum să zic, adică trebuie să existe o pedeapsă. Faci satul de râs, acolo oameni cu minți, gospodari, muncitori în satul și ala, oameni de aur. Au făcut niște familii, faci satul de râs și lumea stemi și trăiască, au venit băbuțele la garță moșnegut și tremurau de 80 ceva de ani. Mărusica, faci ceva cu dâns să iei, deci noi nu te mers nici la poștă să primim pensia, că să lăsăm căsuța pe jumătate de oră, pe un ceas, nu cât până la poștă. E groaznic, pentru că dacă la 8 ani, la 10 ani, un copil poate să comită o astfel de infracțiune, ce o să fie la 20 de ani? Ce o să facă acel copil la 20 de ani dacă nu va fi oprit acum? În această seară discutăm despre necazul Mariei Mârza din satul Ustia, care a rămas pe drumuri după ce flăcările i-au distrus locuința. Femeia de 57 de ani spune că incendiul nu a fost întâmplător. Ea acuză 4 copii de școală că i-au dat foc la casă. Acum femeia este nevoită să stea într-o cameră închiriată și nu știe unde să-și ducă mama bătrână și bolnavă. În scurt timp, veți auzi ce spun despre incendiu părinții minorilor acuzați de femeie. Totodată veți afla ce spun mai mulți locuitori din Ustia despre acești copii, dar și de ce lumea din sat crede că locuința Mariei putea fi salvată. Iar acum în platoul nostru va intra fratele Mariei, Ion Crudu. El spune că s-a întâlnit cu părinții copiilor care ar fi dat foc la casă. Ce a ieșit din asta, aflăm imediat. Ion, vă așteptăm în platou. Ion, bună seara! Vă rog să luați loc pe canapeaua liberă. Bine ați venit la noi. Ion, când ați mers să discutați cu părinții copiilor care ar fi dat foc la casă? În timpul acela eu mă aflam la Moscova, când s-a aflat cazul. Și deci eu am venit acasă undeva peste 3 luni. Asta a fost cazul în septembrie, 13 septembrie. Și eu am venit acasă prin decembrie și noi am mers la părinții copiilor ăștia și să stăm de vorbă, să vedem și cum sunt și ei, când la noi doar era mare jale. Ce le-ați spus părinților? Nu, le-am spus să veniți, să ne hotărâm. Ei, părinții au recunoscut că băieții sunt vinovați. Toți? Toți. Au fost de la o familie, au fost doi frați. De la altă familie un copil și a fost și din la altă familie un copil mai mare, tot minor. Deci 3 familii, 4 da, copii. Da, da.
Așa, și ei au recunoscut. Au recunoscut, numai nu? Este de la... Stați că Maria spune că nu. Așa, la clasa 7-a nu e nici un document, nici nu a recunoscut. Și-a făcut el la iștel, dar băiței i-a spus că a fost așa, așa, și noi n-am înțeles cum și... Nu știu, băiței l-a spus, eu nu știu. Cu ce s-a încheiat această și discuție cu părinții, Ion? S-a încheiat că... Au recunoscut, dar ei nu au ce să întoarcă. N-au de unde, n-au nimic. N-au nimic. Sunt familii săraci? Nimic ce lua de la familii deși. Săraci. Ion, Maria, dar lumea din sat vorbește că locuința voastră putea fi salvată, iar incendiul putea fi cumva prevenit. Despre ce ar fi vorba? Dacă ați auzit despre asta. Am auzit că vorbeau acolo, că ei au umblat săptămâni întregi pe la casele oamenilor și fășeau și nimeni nu-i prindea să-i dea acolo să-i închidă și avea să fac cu dânși. Tăți știm eu că mamele lor să... gură livii, cum spune. Angela Sultus este și ea locuitoarea satului Ustia. Femeia afirmă că era cât pe ce să rămână fără casă, la fel ca și Maria. Într-o zi și-a găsit locuința spartă, iar în interior ar fi fost urme clare a unei tentative de incendiere. Să auzim ce ne-a povestit ea. Făcut așa un fel de vandalism, cum se numește acum, așa stricăciune. O rupt pierdelile, o scos din stien, toate hainele, o pus grămadă. Avem de la fete vreo 6 cutii de la banane cu lucrări, cărți scumpe de pe la România. Le-au răsturnat în cameră așa din ant cât ușa, că eu nu putem să intr. Și noi când ne-am dus, am venit fratele soțul la noi. Și ne-am dus împreună, pe el a intrat pe geam și a popt o dată cel întropat că îți pot deschide ușa. Când zic că am gel de visel, ori n-am, s-au adunat vreo 3-4 flacoane de astea, șampunuri, acolo mai erau. Și cu cuțitul le-o tăiet și le-o împrăștie, de acolo linoleum pe jos. Au pus o cutie așa, nu mare, pe podea, și o chibrite multe, că eu tot ducem așa câte 10 blocul. Și le-au pus și chibritele le-au ars și o jumătate de cutie, pentru că s-au umizit de la gelul ăla care îl împrăștea. Și asta am avut eu norocul. Și vă închipuiți, casa, geamurile din lemn, potșipca din lemn, te să ardă tot. Dar ce dezastru ce-a făcut, o scos saci cărbun, i-a împrăștit toată ograda. La bici umblat nu a putut. Am chemat sectoristul, n-am ce le faci, că ei sunt minori și eu cam știu cine de-a lui acolo cu mai mulți. Eu nu cunosc pe mama lui, acel care mai mare adică pe atunci avea 14 ani. Și o zic, da, și să le facă, el fumează și bine în rând cu mamsa, adică. Și mamsa, adică, duce un mod de viață așa, distrăbalat. Dacă s-a fi luat măsuri, apoi nu ardea casa lui Maria Crudu. După o săptămână, după ce la noi o încercat și nu s-a primit, nu știu ce mare noroc am avut, au prespus sectoristul, adică tot aceștia care... pe urmă la Maria, dar mi-a spus că o zis că apoi e ca copiii ăștia îmblă și la casele unde nu trăiește nimeni, nu locuiește, îi dă foc. Voi când ați aflat despre cazul doamnei? Am auzit de dâns tot, lumea, Doamne ferește, tremura lumea, zic, dar pe ei în câte casă mai fost la unde furau, unde o strica fereștele. Valeriu Bălănici, un alt locuitor al Ustiei, se plânge și el pe aceiași minori. El afirmă că aceștia au dat buzna în magazinul său. Iată ce ne-a povestit bărbatul. Eu în tot dimineața mă duc și strâng lumina. Când m-am dus, am găsit fereastra spartă, tot fereastra, faramat ușa înăuntru. Băutul au băut-o, boanele au mâncat, cârnațul au... Eu știu, dar au mâncat, eu știu... S-au întors ceea ce au furat sau nu? Nu le-au mai întors nici. Eu soție era Alehant, i-am dat la poliție, dar și tot. O să spun, nu le-au la omornit. Nu mă întreabă de nerocatecă să mă mai... Așa și-a rămas. Dacă luau măsuri de prima dată, poate era să fie salvată și casa și poate și la magazin și nu făceau mai departe așa pozni. Dar ce vă spune vouă, sectoristul, poliția, vouă ce vi se spune? Da, noi am luat și cum, iar cercetat, dar dacă ești minori, nu putem face de la ei nimic. Sectoristul eu luat, eu cercetat, dar dacă de la raion, deși noi e închis, că sunt mici, de eu, noi n-am avut dreptul să mă duc să mă sfădesc cu dânsul, ce să-i zic eu? Eu n-am dreptul.
Dar lumea ce spune prin sat? Lumea spune, trebuie pedepsiți că noi temem să trăim și noaptea, ei poate să vâri și să fac pozni. Ei de-amus așa de la vâie, că ei sunt mai mari și de-am văzut că le-au făcut cornița, munic nu le-au făcut, deși ei nu mai fac pozni de este. Și care trăiește băbuța singură ori mușneguțul, eu venit și plâng eu că și chiar voi nu puteți să faceți ceva la voi, și ei mai mari poznă au făcut scârbă și chiar nu puteți ceva să faceți să ne... La voi veneau, da? Veneau mușneguț și băbuțele și plâng eu și mă rugau, faceți ceva cu noi. Ce, așteaptă ca voi să rezolvați? Da, noi să rezolvăm. Care a fost scopul să incendieze casa? Și că ai verit, la baba mea erau deșele a prostologiei, de unde scoate? Doamna Marie, dar dumneavoastră, să fiți plângere la poliție. Este prostologie în sat să plângă moșneii și babli, să teamă de așa copii. Și ăștia-s copii? Problema este alta, câte o găină, câte o rață. Dumnealor să ceară o sumă, părinții copiilor să stabilească altă sumă. Ei sunt copii, ei nu pot fi închiși. Maria Mârza din satul Ustia, Glodeni, își amintește cu lacrimi ziua când a aflat că locuința ei arde ca o torță. Sună un neam de-a nostru că la voi arde casa. Eu, Doamne ferești, și m-am mai speriat. Din gospodărie femeii nu a mai rămas mare lucru. Doar pereții negri de funingină mai vorbesc că în acel loc cândva au trăit oameni. Unde stați acum? În chirie, acolo cu mămica, am luat pe mama. Mama nu știe. Nu i-ați spus că a ars casa? N-am Nici spus. Acum? Nu, că noi ne temem că e tare bolnavă. Maria crede că nenorocirea care a lăsat-o pe drumuri nu a fost întâmplătoare. Femeia a aflat că, de fapt, casa ei a fost incendiată de 4 copii din sat. Lumea spune, ia că tăi, numai și-o fugit de aici. O dat foc și-o fugit. Cine anume? Băiței ăștia. Așa al mai mare care merge cu dâns în clasa 7, amui clasa 10. Da, ești lanț, erau clasa 2, amui clasa 5. Așa să fac pozni, stai fotografiile, stai în casă, să rup tot așa e, prin grădini. Părinții au recunoscut că băieții sunt vinovați. Au recunoscut, dar ei nu au ce să se întoarcă. N-au de unii, n-au nimic. Voi ați avut ceva cu aceste familii, cu acești copii? Nici nu știu, nici nu i-am văzut în ochii ei. La câte case au fost și au făcut trăsnei. Care ar fi fost motivele copiilor și ce spun părinții acestora despre incendiu, dar și ce șanse are femeia să fie despăgubită? Pe toate le aflați astăzi. Doi dintre minorii care ar fi participat la incendierea locuinței Mariei Mârza sunt frați. Pe atunci, unul dintre ei avea doar 8 ani, iar celălalt 12. Echipa noastră a reușit să discute cu tatăl băieților. Să-l auzim. Am îngrăit eu cu dânsul, că când am stat de vorbă, băi, tu, eu nu i-am trimis eu, nu, și problema am eu. Că e minoră, e copil și eu l-am trimis eu, Doamne ferește, s-a întâmplat, nu e o problemă. Ei zic că au fost, nimeni nu i-a văzut, nimeni nu știe, acolo au găsit sticle cu gen și pahare și, bă, au mai găsit și mai mulți prostii, dar cum un minor să găsească așa ceva acolo, nu... Da, acolo a fost cineva mai mare înainte, eu nu știu, poate au lăsat o țigară aprinsă, poate eu nu știu, dar copiii când m-am dus eu acolo, ei zic că noi am fost, dar noi nu n-am dat foc. Eu nu știu ce au făcut, cred că precis, că ei nu puteau să găsească acolo cum o minor de asta, ea pot să fie prezervativ acolo, pahare, grăvi cu gin. Cum un minor de ăsta și el știe ce înseamnă chestiile astea? Că acolo așa era, când noi am fost, acolo era de-am... Și cred că o țigară a lăsat cineva acolo, aprinsă. Și eu m-a mocnit și nu știu ce a scris acolo și a făcut, că eu nu m-am lămurit. Soția a fost cu dâns și a scris, dar eu decidat, eu... N-am grăit eu absolut cu dâns. Eu am înțeles, multe ori spun, și dacă și trăiesc cu dâns frumușel singur, eu coc, eu fac mâncare, tăt, îmb la școală, învaț note bune, învaț ghine, n-am pstienzii nici absolut deloc. Da. Oamenii, tamana ce istorie a fost, chiar neasă primăvară, tot ars, stăt în cap, și de-am încetișor, pun la loc. Prostii de alu alcagoliș. De ce spuneți așa? Dar pe unii le-au luat că cineva a fost și a lăsat țigara, dacă
Ei au fost la miliție, ei tot au spus cum altfel și aici spune că ai verde păreți. Doamna Marie, dar dumneavoastră am scris plângere la poliție, că n-am auzit am asta. Scris, este plângere, atunci în seara și ei ne-am dus la poliție. Totul este, o neșă prostologie, el dacă tata e bine, mai bine. Care a fost scopul acestor minori, acestor copii să incendieze casa? Înțeleg. De exemplu, familii social vulnerabile nu au poate de mâncat, nu au acele bunuri care le-au furat din magazin, acel cărnat și acele produse. Au intrat, au luat, au, eu știu, dar care-i scopul să dai foc? Da, așa alintături, așa de străbălături. Păi stați un pic, alintături este... Adică că sunt copii până la urmă, ei sunt ce produsul maturilor, educația maturilor. Cumva vina să dăm doar pentru acești copii este, nu este bine. Nu știu cum să zic eu, ca să vedem problema adevărată sau să identificăm, trebuie să știm care sunt niște motive. De la motive și identificăm care anumite motive? Lucruri. Care motive? Noi nici nu știm și nu suntem dacă dători pe nimic. Au fost într-adevăr cu cineva maturi sau instigat și acei maturi. Nu că eu sfătui de aproape, că ei au zis că să-i dai foc pentru ca cumva să urmele furtului să dispară și să nu se cunoască ce s-a întâmplat. Și am vrut să vă întreb pe dumneavoastră, cât de des mergeați la casa aceea? Mergem, la noi mama bolnavă, vă închipuiți? Mama bolnavă, eu lucrez departe de sat și nu mă putem duce în tătă ziua, dar vecinii doar știu totul, cum a fost și socoteala, cum am trăit, tot, doar au spus vecinii acolo. Că ei au dat foc. Ei au fost la mai multe case, doar la femeia asta și-o cătat. Și-au fost dătoare, părinții ei, oameni învățați, mama ei, mie, sestra, tata au decedat tot multe mult cu mama. Ce-o cătat în casă la oameni? Și-o stricat ușa și-o făcut așa poznic. La incendierea casei Mariei ar fi participat încă un minor, care avea pe atunci 12 ani. Mama băiatului ne-a spus că a răspuns deja pentru fapta în care ar fi fost implicat fiul ei. Atenție la ecran. Eu nu știu nici că eu nu tremesc și nu știu, eu știu de acasă, nu știu ce. Dar el a venit acasă, că în casa arde, el era acasă. Dar l-ați întrebat cât de des se ducea acolo? El și zice mie când... Dacă în casa arde, început arde, el era acasă. Nu știu, mi-a dat foc, nu știu. Dar a spus că a fost și Mișaneu, dar Mișaneu a spus că mama nu a fost acolo. Și dumneavoastră cum considerați? A fost ficiorul dumneavoastră acolo? Nu, nu a fost. Nu a fost, dar a spus că a fost. Să pui jina cuiva, că ei mai mari, hai la ăsta ne mit eu. Și degeaba o plătit 500 de lei. Acolo a fost un băiat mai mare. Și mai mare. În clasa a șaptea acela era, lui Cheruță, Olesia. Acela mai mare, e, cum, îi punea pe dânsă să... Fășeau, tăiau piernile, fășeau râs. Îi punea la cale acolo și să facă fășeau, și să... Și-o dat foc, cum așa, că e, spune că băietul ei nu a fost. El a fost cel mai mare, da, de fapt. Da, da, el a fost. Eu mă gândesc că el a fost inițiatorul care să... Capul lui așa. Care i-a, da. I-a pornit și pe au intrat acolo și i-au făcut... Dădeau foc la fotografie. Fotii acolo și... Da, ei, ca copii, s-o da. Fășeau... de toate acolo. Și eu, la urmă, cred că au hotărât să dea foc. Dar nu înțeleg cauza pentru ce să dea foc. S-au jucat, au făcut ce-au vrut acolo. O putut să iasă după și să le ies casa în pace. Pentru că casa nu e o... O put casele cu pieni și ce să fac? Hai să dăm foc. Că ei cu atâta bani. Baba are dolari în piernă. Ei de-am povesteu la școală, lumea spune. Doamne ferește! La Ustia am găsit-o pe mama minorului, care, după părerea lui Ion și Maria, ar fi fost inițiatorul incendierii. Iată ce ne-a spus ea. Atenție la ecran. El nu a participat acolo, că el era diriginta lui, eu a fost acolo. Da. Și ei ne-a spus că nu. Că ne-a zis polițistul de sector atunci. Ce v-a spus? Că îmi pare că și... a participat. Când, pe urmă, într-adevăr, el nu a participat acolo. Eu am fost și la sud, am avut sud. Ficiorul dumneavoastră le-ar fi zis lor ca să... Nu le-am mai zis nică, că e doar eu am avut sud cu dânsă și băieță față de judecător a spus acolo că nu-i de vent. Cu ei ați discutat, Ion? Nu, cu ea n-am discutat, pentru că noi de-am când polițistul sector când a închetat cauza asta, el a spus că băietul la familia asta zice că el nu-i vinovat. Deci nu-i tras la răspundere.
Dar aceea lanț, da, eu luat la... Așa eu o recunoscut. Eu chemat la... Deci dumneavoastră credeți că anume băiatul acestei familii ar fi fost inițiatorul și tocmai el a scăpat? Da, da, pentru că el la școală îi prindea pe dânsă și le spunea că, băi, de ce ați spus că și eu am fost și am făcut noi și le mai da niște lei acolo și... S-au dus în fântână la școală și au făcut treabă mare și treabă mică. S-au dus ei la un om la stână și au făcut treabă îngăleată unii mulgi oile. Este prostologie în sat să plângă moșnei și babli, steam de așa copii. Și ăștia-s copii? Dar voi de unde știți, să faci treburi mari și el se ducea la școală, îi punea pe cei mai mici să facă prostii? Și acolo au vorbit și ei de voi de unde aflați? Lumea spune, uitați-vă câte prostii au făcut ei. Uitează și de pozni și ieși de acasă. Deși. Nu, dar despre faptul că anume el ar fi fost inițiatorul. Pentru că am încercat, am chemat părinții la primărie și am încercat să stăm de vorbă pe cazul ăsta. Și de părinții la acolo, ei vorbeau între dânsă, zici că băiețul acasă spun că e că el la școală e mai mare și o leacă e bătie. Și le-a dat și lei să-mi spui că și el a fost acolo. Nu, că el nu a fost. Deci ați aflat asta chiar din gura părinților acestor copii? Da, părinților. În timpul discuției. Noi suntem de acord, dar putem să întoarcem paguba, dar nu numai noi, dar deși nu-l tragi la răspundere deci pe cel mai mare. Uh-huh. Și așa și-o rămas, că noi suntem cu paguba și îi dau să dau la... Înapoi. Alături, fac alături, pentru că nu-i deși el a tras la răspundere și cel mai mare. Uh-huh. Și așa și-o rămas. Echipa noastră a discutat cu unul dintre minorii care ar fi participat la incendierea casei Mariei. Bineînțeles, cu acordul părinților săi. Iată ce ne-a povestit băiatul. Cu câți băieți ați fost? Trei. Și ce ați făcut acolo? Ne duceam acolo, fumam. Ia că am prins focul pe un pat acolo. Și noi l-am stâns, da. Poate nu l-am stâns, că tare mai mocnit. S-o aprins înapoi. Păi, dar de ce ați dat foc la pat? La asta nu eu. Cine a dat foc? Mm-hmm. Ei au dat foc? Ei au aprins, au pus hârtii. Dar noi am ieșit de acolo. Am stâns, tăt, am ieșit, am venit acasă. Și pe urmă de-am ne-a uitat. Ieșit fum acolo. Și ne-am dus, ne-a uitat, ei de-am era... Lumea era acolo, pompieri. Ne-am spăriat, dar noi ne-am dat seama. Ce? Cam de ce arde. Cât de des vă duceți? Nu chiar atâta ziua, că nu e la școală, trecem pe acolo. Da, este clar. Este clar, în primul rând, de ce totuși acel băiat mai mare, cumva, a instigat ca să nu declare copiii că a fost și el, deoarece el, având deja 14 ani, el este pasibil deja de a fi tras la răspundere penală. Problema este alta. Deci ei reperează, într-adevăr, case părăsite. Din câte înțeleg, dumneavoastră, chiar dacă mai veneați odată la pe lună acolo când mai veneați, dar casa, în linii generale, era cam părăsită. Băieței ăștia, ei încă sunt în anumite localități unde mai fură câte o găină, câte o rață, câte o asta, ei o duc acolo de obicei în căsele este părăsite. Să adună toți acolo în prejurul la țigări, alcool și așa mai departe, o vorbă de suflet, cum mai zic ei, și ei, într-adevăr, mai fac focul, cred eu, acolo, că dacă au avut ceva de fiert, de prăjit, mai știu eu ce pe acolo, ei, într-adevăr, poate să fac focul. I-a numit odat foc, vă spun din experiență, iarăși. Se numește comportament deviant. Este din cauza mediului în care cresc acești copii. Se creează o tensiune interioară față de realitatea care se întâmplă la școala lor, unde vin alți copii, alți colegi îmbrăcați, spălați, cu o tartinuță făcută de mămica de dimineață, un ceai băut de dimineață, și el, care a dormit poate într-o casă rece și poate sărmanul copil nu a mâncat o mâncare dulce, caldă de o săptămână sau două, se creează în interiorul lui o presiune și o răutate și o agresivitate față de toată lumea care este în jur, față de toți oamenii care sunt în jur. Și din cauza faptului că vieții de ei nu au modele, da? Nu este un moș, o mătușă, o bunică suficient de sănătoasă
ca să-l ia, ca să-i mai arate un model de familie, cumva să-l mai mângâie, să-i mai spună că tu nu ești ca mama ta sau tu nu ești ca tatăl tău. Nu este neapărat să se întâmple în viața ta exact ce au ei. Pentru că acești copii inconștient își dau seama că el va fi ca tatăl lui și ca mama lui și viața lui așa va fi. Și din aceste motive au și aceste comportamente. Din păcate, este un fenomen social. Întotdeauna a fost acest fenomen social. Din păcate, în Republica Moldova, acum putem vedea că ia amploare cumva acest fenomen. Că nu se duce cont de acești copii. Pentru că însăși copiii în sine, ca copii, copiii nu sunt răi. Dacă copilul s-a născut fiziologic, mental, sănătos, toată problema este părintele lui. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre Maria Mârza din satul Ustia, raionul Glodeni. Disperată, femeie de 57 de ani, povestește că a rămas fără casă după ce niște copii i-ar fi dat foc gospodăriei. La 3 ani de la nenorocire, Maria spune că nimeni așa și nu a răspuns pentru această faptă. Mai devreme am aflat că mai mulți locuitori din Ustia se plâng pe aceiași minori, că le-ar intra în locuințe și proprietăți și ar distruge totul. Chiar și așa, doar familia Mariei luptă pentru a-și face dreptate. Care sunt șansele pentru ca ei să obțină despăgubiri, aflăm de la expertul nostru, avocatul Vladimir Coval, care a analizat cazul. Domnule Coval, vă așteptăm! Ați studiat materialele dosarului pornit după incendierea casei Mariei. Ce șanse are femeia și mama ei să-i se facă dreptate? Deci, șansele sunt depline, este doar dorința. Deci, este stabilită legătura cauzală dintre acțiunile pe care le-au făcut copiii, să mă exprim așa mai simplu. Deci, incendiul s-a produs în urma așa numitei joci a copiilor. Este stabilită prin hotărâre judecătorească, fapt pentru care părintele a doi copii, din câte eu țin minte, fost pedepsite pentru neluarea măsurilor de educare, articolul 63 din Codul Contravențional, față de copii. Deci este acțiunea copiilor, este produsul final incendiu, deci este prejudiciul adus persoanei mama, eroilor azi din studio, deci nu are decât sau mama să însărcineze pe cineva, dat fiind faptul că ea este la pat, deci se delegheze drepturile printr-o procură ca să înainteze o acțiune în instanța de judecată pentru despăgubiri. Dar dumnealor ceară o sumă, părinții copiilor să stabilească altă sumă. Și pentru a ieși din problema asta, deci este necesar, eu înțeleg că asta costă bani, dar n-am ce-i face. Dar de ce acte ar fi nevoie pentru... Este nevoie să stabilească o expertiză judiciară în constatarea prejudiciului. Haideți mai întâi să vedem ce scrie în expertiza tehnico-incendiară pe care au emis-o pompierii și poliția. Atenție! Potrivit expertizii pompierilor, din locuința Mariei Mârza au ars bunuri în valoare de 60.550 de lei. Cauza probabilă a incendiului este jocul copiilor cu focul. Oamenii legii au stabilit că trei minori din sat, revenind de la școală, au profitat de faptul că gospodăria se află fără supraveghere. Ei au pătruns în casă, unde au găsit o cutie cu chibrituri și au dat foc la niște hârtii și ziare puse pe un pat. Apoi, cei trei au decis să aprindă și o perdea. Conform aceleiași concluzii, minorii ar fi încercat să stingă focul, dar nu le-a reușit. Atunci, copiii s-au speriat și au fugit. Deci niște lucruri foarte clar constatate, da? Nu mai ghicește nimeni sau nu mai presupune nimeni. Nu vă supărați, aici este altă chestie. Așa. Deci este casă. Deci, în primul rând, expertul trebuie să stabilească. Casa se poate de restabilit, de reconstruit, de adus în starea pentru trai sau nu. Dacă da, câți bani trebuie de plătit pentru a aduce în stare. Dar dacă nu, deci care este prejudiciul omului, o suferit, ca să-i se restitui și el să-și cumpere altă casă, să-și construiască altă casă. A fost numită o sumă acolo, 60.000 de lei. Asta-s bunurile, deci ce au avut, televizor, frigider, haine și mai departe, dar pereți, nu i-a apreciat nimeni, fereastră nu a apreciat-o nimeni. Haideți pe pași, ce trebuie să facă Maria acum? Pe pași se adresează la un expert licențiat, înregistrat în Ministerul Justiției, care are deci abilitatea și autorizația de evaluare a bunurilor.
Domnule Coval, dar cine va răspunde pentru toate aceste părinții? Pagube? Părintele la copiii care sunt aici doi, care sunt stabiliți vinoveți. Haideți să vedem acum ce ne-a spus primarul din Ustia despre tot acest caz. Atenție! Asta a fost o greșeală copilărească. Îmi s-ar spune că fiecare copil o a prins și o fuzit. E ca asta. Fiind, dacă careva locuie, nu, sunt, nu era, poate nu se întâmpla, foc se stângea, asta e. Și a zis, una și altă, familie și altă, noi ținem sub control. Părinții, am în vedere că au fost dusă discuții, am făcut comisie disciplinară, noi am vizat prin terminare, le-am spus, dacă se mai întâmple cazuri dese, noi am discutat legea cu lemșa. Eu vreau să vă spun că nu sunt atât de vinovați copiii, cât de vinovați părinții. Copilul când iese de la grădiniță trebuie să știe trei cuvinte. De ca când se duce în clasa întâia. Primul cuvânt trebuie să fie bună ziua, ha? Când te-ai întâlnit pe stradă undeva. A doilea, mulțumesc. Și a treilea, scuză-mă. Dacă ea ca este trei cuvinte, copilul când iese de la grădiniță și merge în clasa întâia, el le cunoaște, deja omul ăsta să știți că el are un alt level, un alt nivel. Și pe urmă mai departe, desigur că intră clasele primare, cu butoc, cu mână, cu toate chestiile astea și așa mai departe. Gimnaziu, liceu și așa mai departe. Dar să începi tot. Bine, familia este cei 7 ani, dar noi am văzut că 7 ani câteodată nu tot timpul toți au marele noroc să aibă. Dar părerea mea este că educația în tot discursul ăsta al nostru de astăzi este elementul de bază. Educația. Mulțumim, domnule Busuioc. Eu sunt gata să-i ghidez. Roxana. Dacă trebuie să-i ajut pe oameni, o declară în termenul studiu, sunt gata, vă lăs telefonul, să vă ghidez, adică să vă ajut, pas cu pas și trebuie să faceți de la distanță din Chișinău pentru documentul meu. Mulțumim, domnule Coval, pentru acest suport. Eu chiar vă compătimesc, că până la urmă de noastră nu aveți nicio vină în ceea ce s-a întâmplat, chiar dacă casa aceea cumva era părăsită, nu prea mergeați la ea, oricum nimeni nu a avut dreptul să o incendieze și să vă producă aceste pagube. Cu privire la responsabilitate, vreau să vin la dumneavoastră cu o rugăminte. Ei sunt copii, ei nu pot fi închiși, mai ales că ei nu aveau nici vârsta de 14 ani, ei nu pot fi închiși în beciuri, nici măcar undeva într-un penitenciar, pentru că acolo o să fie și mai rău și așa crescând de psihologia asta lor, contactând. Dar ce se poate face cu ei? Deci eu întotdeauna am fost adeptul faptului că copiii trebuie să crească în familie lângă părinților. Dacă totuși autoritățile și în primul rând, iată, autoritatea tutelară locală, domnul primar, observă o dată, observă două oare că cumva părinții nu-și onorează și nu-și îndeplinesc drepturile sau obligațiunile în cazul părinților de educație acestor copii, urmează să intervină prompt aceeași comisii multidisciplinare, dar să nu meargă doar să-i arăte din deget acelui părinte, că uite, vezi, dacă mai faci, așa cum a declarat primarul, dacă mai faci copilul tău următoarea, cumva, infracțiune sau faptă rea, oi, să ai niște urmări, nu trebuie să aștepți să mai facă acel copil următoare faptă rea, imediat urmează să fac un plan de acțiuni cu acești părinți, să vină cu anumite suporturi față de părinți, să vină cu acei, da, iată, psihologi, să vină cu anumiți specialiști care să învețe acei părinți, dacă nu se descurcă, cum să educe copilul. Iată, când având deja, noi deja vedem că copiii ăștia au un comportament deviant, delicvent. Cumva, chiar dacă ei poate nu conștientizează că fac un rău și iată urmare este rea, dar oricum acesta este un comportament deja delicvent care trebuie stopat imediat și asta este, ar fi o soluție în privința acestor copii și, cum ați spus dumneavoastră, să nu ne așteptăm că peste 2-3 ani cumva copilașii ăștia într-adevăr vin și ucid oameni sau fac fapte și mai rele. Dar cu privire la faptul că recuperarea acestor daune, da, avem toate șansele să obținem o hotărâre judecătorească cu privire la încasare. Doar că trebuie să gândim de la cine încasă. Eu am așa o speranță omenească că cei care vor privi această emisiune cumva vor empatiza cu situația dumneavoastră și situația mamei dumneavoastră și așa cumva mână de la mână, câte un bănuț de la fiecare, prin ajutorul emisiunii dumneavoastră, cu siguranță putem să facem ceva toți împreună.
Asta este în primul rând. În al doilea rând, pentru toți care ne privesc și cumva pe din interior să înțelegem, personalitatea omului se formează din trei elemente. Primul este genetic și am văzut proveniența genetică a acestor copii, educație și mediu. Din păcate, acești copii, aceste ființe umane, nici genetic nu au avut cel mai bun noroc, nici ca mediu. Vă dați seama, străiești în noi, la maturitate, da? Să ne merești într-o situație în care toți beau în jur, toți înjură, toți fumează, toți au un comportament din ăsta josnic, parcă ești în iad, tu te duci ușurel așa. Și evident că educația, ceea ce pot oferi instituțiile de stat, nu este ceea ce ar trebui copilul să învețe prin model, nu prin cuvinte de la părinți, dar prin model de comportament de la părinți. Asta e ce am vrut să spun. Și ce am mai vrut să spun, că acești copii trebuie să ajutați de specialiști, pentru că deja constructul lor psihic și sănătatea lor mentală deja este lezată de viața pe care o au. Totuși sperăm să aibă un final fericit această situație în care v-ați pomenit. Vă dorim mult curaj. Domnul Coval s-a oferit cumva să vă ajute și noi chiar vă mulțumim anticipat, domnul Coval. Sperăm că oamenii ăștia până la urmă vor avea dreptate. Și sper că totuși să poarte pedeapsă cei care merită să o poarte. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc, să aveți pe cei dragi mereu alături.